Dragobete te iubește românește. Organizația de femei și organizația de tineret ale Partidului Social Democrat din Mehedinți au sărbătorit Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români. Cu acest prilej, doamnele social-democrate, alături de primarul orașului Baia de Aramă, Ionuț Tudorescu, dar și de președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, sprijiniți de președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, au împărțit sâmbătă, în centrul orașului Baia de Aramă, cadouri cu motive naționale și cu mesajul Iubește românește. Românește și să păstrăm tradițiile noastre românești. Din partea organizației de femei PSD Mehedinți și a domnului primar. Ziua de 24 februarie este numită în popor Dragobete, sărbătoarea iubirii în tradiția românească. Și anul acesta, femeile social-democrate din județul nostru, alături de președintele tineretului social-democrat Mehedinți, Alexandru Cojocaru, dar și primarul orașului Baia de Aramă, Ionuț Tudorescu, nu au uitat de sărbătoarea tradițională românească Dragobetele, acolo unde au vizitat Baia de Aramă pentru a aduce un zâmbet pe buzele locuitorilor zonei, dar și pentru a ne reaminti că este foarte important să ducem tradițiile noastre mai departe din generație în generație. Este vorba despre o campanie derulată de Partidul Social Democrat la nivel național de Dragobete iubește românește. Am ales astăzi alături de colegele mele din cadrul Organizației Femeilor Social-Democrate să venim în orașul Baia de Aramă pentru a aduce zâmbet pe fața oamenilor de aici și pentru a aduce mai departe tradițiile noastre. De ce Baia de Aramă? Pentru că nu cred că este o noutate pentru cineva că această zonă de nord superbă a județului Mehedinți este cea mai importantă zonă etnofolclorică de la noi din județ și nu numai. Am avut astăzi sprijinul domnului primar din Baia de Aramă, domnului Ionuț Tudorescu, și mulțumim pe această cale că a fost alături de noi și că ne-a sprijinit în derularea acestei acțiuni. Vă rog să ne spuneți cât de importante sunt astfel de acțiuni. Sunt foarte importante, pentru că în ziua de astăzi tradițiile și obiceiurile noastre au cam început să se piardă. Iar noi, prin activitățile pe care le desfășurăm, le reamintim oamenilor ce înseamnă să fii român, ce înseamnă să-ți păstrezi și să duci mai departe tradițiile care te definesc ca și român, autenticitatea noastră și, până la urmă, cultura noastră. Din aceste evenimente, femeile social-democrate încearcă să reînvie una dintre tradițiile românilor, Dragobetele. La această frumoasă acțiune a participat și primarul orașului Baia de Aramă, Ionuț Tudorescu, un om foarte implicat în comunitatea pe care o reprezintă, acesta fiind prezent în centrul orașului, împărțind cadouri simbolice cetățenilor. Vreau să mulțumesc în primul rând Partidului Social Democrat pentru această inițiativă, de altfel care se desfășoară în toată țara, pentru a aduce în prim plan sărbătoarea noastră, să zic așa, a iubirii, Dragobetele. Iubește, dăruiește iubirea. Prin tot ceea ce facem noi românii, definim cu adevărat și arătăm iubirea. Suntem în luna iubirii, luna în care dragostea plutește. An de an, în luna februarie, oamenii sărbătoresc dragostea, indiferent de vârstă sau religie. Astăzi este Dragobetele, sărbătorim românește. Cum vi se par aceste acțiuni organizate de către Partidul Social Democrat? Din câte știu eu, este un partid respectabil la noi în țară, într-adevăr, de Dragobete iubește românește. E un gest foarte frumos din partea Partidului Social Democrat, din partea filielei doamnelor, am înțeles. Îi felicit pe domni, în primul rând, că se gândesc, îl felicit pe domnul primar și să auzim numai de bine. Credeți că sunt binevenite astfel de acțiuni? Dar bineînțeles, orice ce înseamnă atenția conducerii către cetățeni este binevenit. Pentru cei care sunt mai tineri, sunt binevenite. Pentru cei mai în vârstă, totul sunt și astea binevenite. Credeți că ar trebui să ne continuăm aceste tradiții, să nu uităm că suntem români și că iubim românești? Da, să știți că eu sărbătoresc Dragobetele, nu Valentine Day. Foarte bine, să știți, foarte bine. Dragobetele este o sărbătoare plină de tradiții și obiceiuri, dar și un motiv de bucurie. Organizația Femeilor Social-Democrate, alături de primarul orașului Baia de Aramă, dar și președintele tineretului social-democrat Mehedinți, Alexandru Cojocaru, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și-au dorit ca toți cetățenii din zona de nord să simtă spiritul cele mai frumoase sărbători a dragostei, Dragobetele.